Modificare importantă pentru Bogdan Dinu în programul galei de box profesionist Lupii din Carpați, ce se va disputa vineri seara la Sala Sporturilor din Buzău. Pugilistul buzoian va boxa împotriva brazilianului de 37 de ani, Marcelo Luis do Nascimento, al cărui palmares cuprinde până acum 33 de meciuri, cu 18 victorii și 15 înfrângeri. Pugilistul brazilian spune că a studiat jocul adversarului său buzoian. Do Nascimento a mai adăugat că, având în vedere experiența sa destul de vastă pe care o are la profesioniști, este convins de reușita sa în această dispută. Țin să mulțumesc celor care m-au invitat și au făcut posibilul să fiu aici, să fiu prezent la acest eveniment. Sunt bine pregătit și am o experiență foarte bogată în Europa. Va fi o luptă între două școli de box, cea sud-americană și cea europeană. Mulțumesc din nou pentru invitație și sunt convins că va fi un meci foarte bun. În ciuda acestei modificări anunțate, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la primăria Buzău, Bogdan Dinu dă asigurări că este pregătit pentru meci, care, după cum spune el, va fi unul frumos. Am ocazia să boxez cu acest brazilian, care a spus că este foarte bine pregătit și are o experiență mult mai mare ca a mea. Într-adevăr, are experiență și eu sunt foarte bine pregătit. Și bine a spus că el crede că mă va bate. Va fi un meci foarte bun, cu siguranță. Vor fi meciuri reușite vineri seara. Vor mai boxa alți patru colegi de-ai mei. Flavius Bia, pe care îl știm cu toții, Cezar Juratoni, Buciuc și Arădoaie. Schimbarea a fost impusă după ce rusul Vladimir Tereșkin, care părea unul dintre cei mai tari adversari de până acum ai buzoianului în cariera de profesioniști, s-a accidentat la antrenament. O altă absență la gala de la Buzău va fi a boxerului Viorel Simion, care s-a accidentat la spate la un antrenament. Gala va începe la ora 19:30, iar buzoienii sunt așteptați la Sala Sporturilor pentru a-l susține pe pugilistul Bogdan Dinu.